Potrivit ultimelor informații, bugetul fondului este de 300 de milioane de lei și va fi pus la dispoziția unor instituții bancare din care să acorde fermierilor credite pe o perioadă de până la 10 ani. Prin acordarea acestei forme de sprijin, guvernul speră că vor fi finanțate cel puțin 1000 de ferme de familie. Pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investiții în domeniul agricol, neeligibile pentru finanțarea din PNDR sau obiective de investiții situate sub nivelul minim de finanțare din PNDR, suma maximă este de până la 15.000 euro pe beneficiar. Pentru acordarea de microcredite, fermele de familie beneficiare ai măsurilor de investiții din PNDR pentru asigurarea contribuției proprii la finanțarea proiectelor de investiții în domeniul agricol cu o valoare eligibilă de până la 125.000 euro selectate pentru finanțare din PNDR, suma maximă este de 75.000 euro pe beneficiar. Mai mult, pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea producției agricole, se pot obține până la maxim 25.000 euro pe beneficiar. Termenul maxim de restituire a banilor este de 10 ani, iar perioada de grație acordată de instituții selectate potrivit articolului 16 pentru beneficiarii de microcredite este între 1 și 3 ani în funcție de sprijinul proiectului de investiții. Beneficiarii microcreditelor pot solicita o nouă finanțare cu condiția finalizării obiectivelor în baza cărora au primit inițial microcreditarea. Potrivit obiectului de ordonanță de urgență, termenele de rambursare a microcreditelor și de plata dobânzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere între beneficiarii microcreditului și instituția selectată în funcție de destinația microcreditului și de perioada de valorificare a producției obținute din investiția creditată. Microcreditele acordate pot fi garantate de fondurile de garantare și sau de către împrumutat prin garanții reale pe animale, mașini și utilaje agricole, ipoteca asupra clădirilor și terenurilor agricole, plantațiilor sau orice alte garanții agreate de instituțiile de credit.